Cazare gratuită în cămine studențești, burse, reduceri și consiliere sunt doar câteva din beneficiile pregătite pentru viitorii studenți veniți din mediul rural. Universitatea Politehnică Timișoara menține o relație strânsă cu elevii și le pune la dispoziție toate motivele pentru o viață studențească de succes. Să fii student la Universitatea Politehnică Timișoara nu este întotdeauna un lucru ușor, dar cu siguranță merită. Conducerea Politehnicii asigură în permanență studenților și viitorilor studenți un climat armonios și o multitudine de beneficii. Conducerea Universității Politehnică Timișoara are o preocupare continuă pentru bunul mers al vieții academice, așa încât dispune și de multe servicii pentru studenți. În acest an, pentru absolvenții din mediul rural s-au creat locuri diferențiate la admitere, pentru ca aceștia să opteze într-un număr cât mai mare către Politehnica. Să fii student aici nu este întotdeauna ușor, dar merită, iar tinerii vor primi la începutul anului universitar consiliere la discipline precum matematică. Ca și beneficii, unul foarte important care face o diferență față de ceilalți studenți, sunt burse care acoperă cazarea, cheltuielile legate de cazare și parțial cheltuielile legate de masă. Având în vedere că, în general, provenind din mediul rural, din licee din mediul rural și elevii provenind din mediile urban sau din licee mai curățate mai bune la învățătură, le asigurăm la începutul anului universitar o asistență sau un sprijin la ore de matematică și de fizică. În ultimii ani s-a demonstrat faptul că beneficii precum cele dedicate studenților din mediul rural atrag un număr din ce în ce mai mare de elevi către Universitatea Politehnică Timișoara. Noi punem foarte mare accent pe promovarea beneficiilor pe care Universitatea Politehnică le oferă studenților, viitorilor studenți. Am observat o creștere a interesului elevilor pentru Universitatea Politehnică, care se datorează și acestor beneficii, pentru că au posibilitatea de a scuti anumite cheltuieli pe care le-ar avea în mod normal dacă nu ar opta pentru Universitatea Politehnică. Universitatea Politehnică Timișoara se pregătește de zori pentru un nou an universitar și așteaptă cu nerăbdare să-și întâmpine bobocii.